Stilul de viață face diferența și pe online. La Formula Lifestyle discutăm despre puterea rețelelor sociale cu Dumitru Talmazan, Social Media Trends. Să discutăm despre digitalizare, care a luat o mare amploare, în special în această perioadă. Cu ce noutăți vii tu ca specialist în social marketing? Piața asta de business, piața de digital marketing, am făcut un progres și o săritură de vreo 5 ani, adică fără dânsa noi încă avea să mergem așa lent. Acum majoritatea afacerilor toate a trecut pe online, dacă nu a trecut cu totul și au axat și pe online un accent mare, început să întrebi și asta site, și asta e-commerce, și asta landing page. Piața cumva a început să înțeleagă că e ok să comanzi online mâncare, spre exemplu, da? E ok să comanzi chiar și haine și consumabile prin online. Piața a început să înțeleagă că trebuie să înțelegem și cu computerul ăsta până la urmă. Mm-hmm. Adică chiar dacă înainte gelei ăsta nu, n-am, acum trebuie. E ca de asta eu am observat în toate nișele practic, noi am făcut un progres și o săritură din nevoie, nu din dorință, dar din nevoie. Viitorul este, aparține online-ului cu siguranță. Noi avem o chestie, finisând recent MBA-ul în Londra și am venit la o conferință de digital, securitate digitală. Se zice că dacă vrei să vezi cine așteaptă, pur și simplu du-te la vecinii tăi, da? Adică în Rusia, România, în țările vecine și vezi că noi suntem cu vreo 5-10 ani de zile întârziere. Ceea ce noi azi genul spunem, wow, webinare, wow, crudă. E la dânsă acolo de asta e normă, genul, este ok ca să faci un Zoom conference cu profesorii și să vezi, ca să nu pierzi timpul, 3 ceasuri pe drumuri. Adică e un trend inevitabil. Noi nu putem zice că este zombare, că este o chestie, nu știu, de tracking, este inevitabil. De acord, eu la fel am participat în perioada carantinei la diverse webinare axate pe fashion, pentru că e un hobby pentru mine și chiar am fost interesată de anumite subiecte, dar și că dacă să le compar cu seminarele care erau anterior pe offline, parcă oricum am dorul, știi că duc dorul seminarilor care te întâlnești tet-a-tet cu speakerul, e oarecum mai creativ. E altă energie. Da, noi avem școala de instruire și noi simțim asta pe pielea noastră, că tu te uiți în cameră și tu vorbești, prieteni, nu știi și, hai să facem, și te uiți în monitor, cineva o stă în cameră, cineva nici nu se vede. Dar uneori, da, știi, mai ai niște chestii prin casă de făcut și pui doar telefonul și asculti, da, nu neapărat că nu, stai nu și este privești. Energie. Nu când este e în sală, tu simți emoția, tu vezi că cineva e trist, vezi că cineva deja doarme, înseamnă că trebuie să trezești audiența, adică tu poți controla fluxul informațional și emoțional. Exact. Online este un break din lentilă asta și e destul de greu. Despre afaceri, despre persoanele care sunt interesate de publicitate pe online, știu că tu le oferi instruire și pe acest segment, dă-te în detalii, cum ajuți afacerile care poate nu au un buget masiv pentru lucrători, angajați și apelează la online. Da, noi suntem deja 3 ani pe piață și sunt 3 formule prin care o afacere, nu contează nivelul ei de dezvoltare, ar putea colabora. Este outsource, sunt agențiile, companiile mari, este in-house, angajatul, și freelance. Sunt studenții și cei care încep activitatea. Costă diferit, rezultat diferit, respectiv noi avem o școală, Talmazan School, care se ocupă cu instruirea în domeniul digital, Facebook, Instagram, tot ce sunt digital marketing, securitatea în online. Avem peste 3.000 de absolvenți deja, care au terminat școala noastră. Suntem la absolvenți vreun colegiu, universitate, prin care au trecut foarte mulți oameni, companii, și noi am observat că vin 2 categorii de persoane. Hai să spunem 3. Prima e cea mai interesantă, sunt soțiile. 30% din clienții noștri sunt soțiile antreprenorilor sau mămici în concediu de maternitate, care investesc într-un program de instruire, ajută ori soțul în business, ori singur își vând chestiuțele cât copilul doarme, ea face social media marketing. Acest program conține plasare de produs. A doua categorie sunt antreprenori, care, din motiv că nu avem încotro și trebuie să mergem în partea de digital, ei nu înțeleg ce e asta. Și atunci ei vin la curs nu să înțeleagă cum se face asta, dar ce e asta.
ce este social media? Și să întreb, pentru că un social media vine la lucru și spune CPM, CTR, conversie, pixel, șmixel și el spune, și ca să nu pară stupid, el spune, ok, dacă spui, așa ce e. Deci adică mulți trec pe partea de instruire a antreprenorii ca să înțeleagă și să fie în temă. Cum funcționează toate aceste și trei sunt cei care nemijlocit fac monkey job-ul, se spune așa o formulare, care nemijlocit setează, postează, creează, care lucrează. Respectiv, trendul trist este că mulți migrează în industria asta. Adică mulți care nu găsesc de lucru, înainte era așa o funcție, manager se numea. Care trebuie să știu să lucrezi manager. Azi ăsta e social media manager, tot e manager, tot e glavne. Concurență. Da, da. Respectiv, mulți migrează din jurnalistică, mulți migrează din PR și comunicare, marketing. Nu este o profesie foarte dezvoltată, dar pe de altă parte, piața are nevoie de specialiști. Succesul pe online, cum l-ai definit tu? Pentru că e o muncă, cred că e o muncă asiduă, dar și o chestie născută. Nu știu dacă aș merge pe partea de succes. În general, eu cred că în orice industrie este dedicarea. Dacă vrei să obții un rezultat, o continuitate, un nume, o recunoaștere, un proces corect și un rezultat frumos financiar, emoțional și ca rezultat pentru companie, trebuie să te dedici. Eu dedic foarte mult timp pentru autodezvoltare și pentru sharing-ul ăsta de experiență. Și atât, în industria online, dacă vrei să fii un expert bun, trebuie să share-uiești, trebuie să dai. Adică nu poți să ții pentru că atunci o să ai sindromul Dumnezeului și îți pare că ești cel mai deștept. Dar când ești din ogradă și aici, pentru toți cei care lucrează în online, cu siguranță pastila succesului este să iasă în offline. Chiar și afacerile. Noi nu credem că online-ul este soluția pentru afacere. Online-ul este un ingredient indispensabil, foarte eficient. Dar dacă tu nu lucrezi în offline, dacă tu nu te vezi cu clientul, dacă nu întrebi, dar ce v-a plăcut la noi că ați cumpărat, dacă nu suni, noi îți vocea, noi dăm feedback, online-ul n-a să te ajute. El este împachetează, de asta se spargă repede și dispare, pur și simplu. De aceea eu cred că unul din ingredientele succesului meu este că noi foarte des ieșim în offline. Până la pandemie, la noi lunar câte două evenimente gratuite în care 300, 400, 1000 de oameni în sală veneau și noi pur și simplu facem sharing de experiență. Și atunci oamenii văd că tu ești om. Chestia asta în digitalizarea noastră, după avatarcă, da? Este, în marketingul meu este așa o chestie că oamenii cumpără de la oameni. Pentru noi contează că în spatele la iPhone este Jobs, da? Adică chiar dacă el nu face iPhone, chiar dacă el nu programa, el era brand face-ul care tu de parcă știai că ai putut să duci la dânsul și te jălui. Deci multe afaceri, multe industrii ar trebui să iasă în față ownerii sau top managerii care să reprezinte pentru că oamenii să aibă mai multă încredere. Cât de prezenți totuși ar trebui să fim noi pe online? Pentru că sunt specialiști care afirmă că trebuie să fim practic 24 din 24, adică cel puțin să postăm, nu știu, 5 stories-uri pe zi, să fim prezenți, căci lumea atâta timp cât ești prezent pe online, atâta timp te știe. Și dacă lipsești 2-3 zile, deja... Dacă vorbim de afaceri sau personal branding, din păcate... De personal branding, da, din această perspectivă. Și a afacerilor, de asemenea. Păcate, da. E că, din păcate, este că avem o problemă, avem multe rețele sociale. Este în Moldova, este Одноклассники. Iancă e vie și da? E așa, da. Nu acolo știam, eu nu am Одноклассники. Mulți care au nu recunosc asta, dar asta nu exclude faptul că iau. Eu nu am. Este Facebook, este Instagram, este ВКонтакте, este LinkedIn, este YouTube, este TikTok. Și cred că cel mai bine lucrează Facebook, Instagram, TikTok. Pentru foarte multe afaceri, astea sunt de bază. Spre exemplu, în dependență de ce nișă tu ești. Dar problema rețelelor de socializare este că eficiența lor este atunci când pentru fiecare rețea socială tu creezi content aparte. Spre exemplu, noi facem emisiunea, acum în background cineva ar putea face stories-uri cum noi facem emisiunea. Uh-huh. În Facebook ar putea apărea teasing-ul despre 30 secunde, în YouTube ar putea apărea full version. Adică noi avem trei strategii de content pe trei rețele sociale diferite. Dar majoritatea, din păcate, nu au timp și fac Ctrl-C, Ctrl-V și postează peste tot același lucru și atunci eficiența e puțină. Dar, iarăși, dacă e afacere, trebuie să ai specialiști sau in-house sau outsource, pentru că, da, 10, 5, 10 stories-uri zilnice, 1-2 postări pe Facebook, 3-4 postări pe Instagram, Одноклассники acolo cu publicitatea nu mai e fain de lucrat, la nivel de postări acolo engagement-ul e mort, adică reacțiile sunt puține.
Năclasnic e, eu cred că ea se intre în istorie enciclopedică a Moldovei, pentru că acolo e tare gine, se intre de Paști. Acolo când intră de Paști, parcă ai murit în jur la poza ta, sau când ai zi de naștere, ai așa un buchete multe de flori. E o rețea tare faină. Dar e regională și e vârsta 40 plus și pe urmă ei migrează în Facebook, pe urmă migrează în Instagram. Și TikTok-ul merge paralel, e ca TikTok-ul este un fenomen care... Mai mult pentru copii am impresia, nu, totuși. Asta, pentru adolescenți. E ca asta, știi paradox? Care fișul era întâi niște rețele sociale, Snapchat-ul, care era pentru copii, dar știi de ce era pentru copii? Pentru că acolo nu erau părinți și ei puteau să facă de cap. Pe urmă, părinții au venit în Snapchat și copiii s-au dus din Snapchat, s-au dus în TikTok. Și am uitat că toți părinții, dacă o să faci scrolling în TikTok, o să-ți dai seama că tu o să vezi 10% de copii. Instagram deseori lifestyle, genul ce este în back la tot produs, dar YouTube-ul este produsul final. E că YouTube-ul, noi când intrăm pe YouTube, noi ne așteptăm că acolo noi să ne uităm 15 minute, pentru că după 25 de minute deja oamenii adorm, o să ne uităm la content care sunetul o să fie bun, lumina să fie bună, adică tot o să fie ok. Life-ul pe Facebook poate fi și sunetul și lumina, poate fi să vadă că le-au copii în spate. Adică însă rețeaua socială este un fel de comportament și oamenii sunt ok cu interiorul ei. De ce contentul e că trebuie adaptat per fiecare rețea? Da, apropo că am vorbit de practic de toate rețelele de socializare, YouTube, ce poți să ne spui despre această platformă? Cât am impresia că este foarte greu de adunat followeri. Este o problemă în Moldova cu YouTube-ul. Cea mai mare problemă este că concetățenii noștri nu sunt logați cu Gmail-ul în browserul Chrome. E o chestie așa destul de complicată. Da, adică este poșta electronică Gmail și este browserul Chrome. Dacă tu ești logat în Chrome, atunci când intri în YouTube, tu automat te loghezi cu contul tău în YouTube. Și atunci tu poți face follow. Ca următorul video pe care tu o să-l postezi, mie îmi vine notificare. În cazul când eu nu-ți dau follow, atunci tu de fiecare dată trebuie să generezi trafic către video-ul tău. Deci puțin o să iasă în recomandare. De ce? Adică noi am avut și emisiune, noi am testat acest instrument, e foarte greu. Plus suntem puțini. Dacă toți cei care au 50-100 de mii, majoritatea dacă sunt cu limbaj român, înseamnă că sunt români, mulți, dacă e rus, înseamnă cu Ucraina, Rusie. Tot depinde de scop, return of investment. Da? Adică dacă noi avem production-ul și el nu costă puțin, și cei afacerile care intră în YouTube, ei trebuie să-și dea seama că ei să investească într-un spot, să investească de la 100, la 400, 500 de euro într-o emisiune, interviu. Și atunci el își dea seama că trebuie să iasă o dată în săptămână, asta înseamnă că împărțit la 40, 1000, 2000 de euro, nu, că production-ul e foarte scump. De ce e că mulți nu se duc încolo? Pentru că e scump. Și idei nu sunt. Pentru că toate tutorialele de pe YouTube care să le vedeți, cei care deja au ajuns acolo spui un lucru, băieți, cel mai important este contentul. Că să filmați voi cu DSLR sau cu alte lentile, asta în general nu contează. Da, am impresia conținut. Și eu supra-saturație de interviuri, dar foarte mult contează într-adevăr conținutul și intervievatul. Dacă este o persoană interesantă, aduce și trafic. Și audiența acestei emisiuni sau acestui content. Da. Pentru că foarte multe afaceri prin YouTube ar putea descrie produsul lor. Să povestească cum el se face, să povestească cum se poate folosi de el. Sau cu un fel de review-uri. Da, în genere consideră foarte curajoși oamenii care se avântă să-și folosezi produsul pe YouTube, pentru că într-adevăr e o platformă care mai greu... Da. Ceea ce aș sugera pentru afaceri este ca toate videourile pe care ei le au postate în Facebook, live-urile, în Instagram, orice video, să facă playlist-uri, să dea numele la video strategic și playlist-ul să fie strategic, pentru că YouTube-ul este, din ultimele surse, este un proiect nu tare de succes al Google, el este minus pentru că are multe servere, multă productivitate la nivel de securitate ca să asigure și el când tu cauți numele sau brand-ul, îți apar și video-uri. Adică însăși Google-ul promovează video-urile tale. Smart marketing. Așa, să ambalăm frumos cu un sfat tot acest interviu, că noi am vorbit, de fapt, am abordat acest... Eu aș spune un fundament al comunicării în marketing. Pe partea cealaltă de monitor nu stau oameni proști. Acolo sunt oameni vii, oameni ocupați,
oamenii care au copii, oamenii care mai sunt într-o lebus, oamenii care amuia ne ascultă în căști, cineva ne ascultă pe speaker load. Adică acolo sunt oameni care nu au când să reacționeze la publicitatea voastră. Acolo sunt oameni care nu au când să completeze formularul pe site. Acolo sunt oameni ca și voi, ca și eu, ca și tu. Deci aia, când facem o publicitate, noi trebuie să ne gândim în primul rând la oameni. Și din asta o să rezulte campanie, reducerea, visualul, orice. Adică, în primul rând, sunt oamenii. Și dacă o să vă gândiți la ei, ei o să vă răsplătească cu vânzări, cu like-uri, cu share-uri și comentarii. Dumitru, știi că mi-a făcut o mare plăcere să discut cu tine la subiectul social media și aș avea multe întrebări, dar poate cu altă ocazie te mai aștept cu drag la formula Lifestyle. Toate bune! Like-uri!